Doamnelor și domnilor, în primul rând vreau să vă spun că mi se pare simbolic faptul că prima lansare este cea cu Dance Mihăilescu, pentru că nu cred că a existat om care să țină mai mult la această editură și care să lanseze mai multe cărți decât a făcut-o el de-a lungul anilor. Eu aș fi avut multe de spus despre cartea lui, mă interceptam pe locuri cu doamna Georgeta Filippi, mai ales pe ideea vocii unice pe care o are criticul Dance Mihăilescu și care îl scoate din rândul criticilor și îl duce în rândul scriitorilor, dar o să vă invit să citiți acest lucru, o să-l public pe La Punct, pe site-ul La Punct, ca să câștigăm puțin timp. Deci, articolul se numește, se va numi Bucuros de oameni. Deci Dance Mihăilescu e și bucuros de oaspeți, dar mai ales bucuros de oameni, bucuros și de cărți. Și o să vă rog să mai îngăduiți câteva minute pentru a citi un text la care țin mai mult decât cuvintele pe care vi le-aș fi spus și care se suprapuneau puțin peste ce s-a spus aici despre carte. E un text despre Dance Mihăilescu, pentru că podul lui cu vechituri, cum foarte frumos se numește această carte, este un pod care ne leagă pe noi, cititorii, de autorul cărții. Cartea fiind o carte binefăcătoare, nu este o carte adresată specialiștilor, este o carte pentru toată lumea. Dacă o veți cumpăra, veți vedea că vă face bine să citiți câteva pagini în fiecare seară din ea sau cât doriți. Iar podul acesta de hârtie pe care l-a construit Dance Mihăilescu ne leagă încă o dată pe noi de el. Și de aceea am făcut din seria mea De ce îl iubim pe, de ce o iubim pe, de ce îl iubim pe Dance Mihăilescu. Și din aceasta voi citi doar selectiv, pentru că simt o presiune a viitoarei lansări. Pentru că simte enorm binele. Pentru că are o inteligență afectivă greu de egalat. Ce înseamnă asta? Unii o confundă cu delicatețea sufletească, care e tot un lucru rar. Dar la el e mai mult de atât. Este o iubire temeinică pentru toți cei care intră în raza privirii, în genere oamenii adunați în jurul cărților și adesea între copertele lor, dar o iubire care știe să vadă lăuntric, să cearnă și să salveze cea mai mică fărâmă salvabilă, să provoace uimir și să se bucure. Așadar, formula lui Dance Mihăilescu este iubire de oameni și cărți, plus inteligență pură, plus bucuria descoperirii. Sau chiar mai simplu, iubire, inteligență, bucurie. Îl admirăm pentru convingerea că ce a fost bun în țara asta poate să mai revină. Foarte puțin împărtășesc această convingere. Ne place noua lui deviză care a devenit titlu. Ce puteți face dacă vă iubesc? Era frumoasă și vechea lui deviză din Evanghelia după Matei. Ajungă zilei răutatea ei. Îl iubim pentru că este un minunat profesor de trecut. Pune în joc totul și convinge cu argumente pe care le exprimă cu grație și obstinație. Asemenea unui maestru de ceremonii literare trece această nobilă materie veche celor care vin din urmă. Ce frumos ar fi ca în orarul de școală sau de facultate condusă de Dance Mihăilescu să existe materii ca trecutul, compasiunea, frumusețea, iertarea, cuvântul, cartea. De ce să nu se predea toate astea la școală față de tâmpenile care se predau pe alocuri astăzi? El numește dragostea aceasta paseism. Îl admirăm pentru subiectivitatea lui selectivă și asumată, pe care o au numai oamenii cu personalitate. Ceilalți se pliază, își ascund preferințele, se pleacă după mode, se înregimentează.
Îl iubim pentru că a fost și a rămas omul care aduce cartea. Pase Iscul a citit cu siguranță cele mai multe cărți de ultimă oră, dintre noi toți, dar nu s-a înfructat singur din ele, ne-a invitat la festin prin rubrici săptămânale, la televiziune, la radio, în reviste, prin lansări și amicale convorbiri. Ne-a făcut poftă să citim. Îl invidiem pentru formulele lui memorabile. Energia coagulantă a lui Gabriel Liceanu, pe asta am cules-o din cartea foarte frumoasă a domnului Gabriel Liceanu, pe care o va lansa mâine. Viața lui Mihai Cantunieri este împărțită între un Don Juan și un Don Quixote. Florin Manolescu este o duminică de om. Monica Pilat are un timbru mai delicat decât zborul de libelulă și câte altele. Îl iubim pentru cum își iubește familia, pe Tania, care merită și ea o listă cu de ce o iubim pe și o va avea, și pe Ana, pe Ovidiu, pe cei doi nepoți gemeni care sunt pe aici, Ioachim și Serafin. Și pentru ce a făcut din viața lui, întrucât pornirea într-o margine de București nu l-a favorizat, după cum cu savoare povestește. Putea să nu se aleagă nimic de Dan C. Mihăilescu. Norocul literaturii române că n-a fost așa. Îl admirăm pentru felul frumos în care și-a asumat și sublimat suferința, pentru nerăbdarea lui răbdătoare și pentru că nu s-a lăsat de scris și de citit. Și ne mirăm cum te-a reușit să facă din volumele sale de critică literară cărți atrăgătoare pentru fiecare cititor, cărți cu povești cu zgârt și galerie de portrete cu rost. O să mai sar și vă invit tot pe la punct să citiți în întregime acest portret și închei cu două lucruri. Îl prețuim pentru cum este. I s-ar potrivi multe portrete pe care le-a făcut altora. Dintre ele, îl aleg pe cel al lui Barbu Brezianu, cel care a spart paharul de bacarat. Bun simț, bonomie convivială, boierie care împletește perfect cosmopolitismul, estetismul, patriotismul, la care aș adăuga umor, maliție, bunătate, nu se exclud. Dacă ar fi să se poată călători în timp, pe Dan C. l-aș trimite primul în trecut, să stea de vorbă cu Eminescu și Caragiale, cu generația 27, cum a numit-o, cu Regina Maria și cu diversi boieri, cu simpli oameni curați, cu general, doamne și domnițe, ale căror trecute vieți le cunoaște și le iubește de parcă le-ar fi contemporan. L-aș trimite chiar înainte să fac eu însă în călătoria asta, iar aceasta e cea mai mare declarație de iubire literară pe care o pot face cuiva. Vă mulțumesc!